primul rând vreau să ne spui care sunt sentimentele tale post-electorale, ce așteptări ai avut înainte de alegeri și care sunt, cât de mulțumiți sunteți de rezultatele acestor alegeri. Evident că de fiecare dată este loc de mai bine. Am spus și cu alte ocazii, evident noi ne-am așteptat la un rezultat mai bun, dar cu siguranță rezultatul este mai bun decât până acum, când nu am avut în genere niciun deputat în Parlament. Acum avem 26, respectiv de 26 de ori suntem mai puternici decât am fost până acum. Cum ți s-au părut aceste alegeri? Ce irregularități ați depistat dumneavoastră în cadrul acestor alegeri? Au fost cele mai murdare alegeri de până acum din istoria Republicii Moldova și asta o spun nu doar eu, asta o spun practic toți, inclusiv și observatorii noștri internaționali care au asistat la tot procesul electoral. Au fost fraude masive, au fost folosite resursele administrative, a fost folosit fenomenul corupției politice și asta s-a văzut nu doar în perioada campaniei electorale, dar și în perioada preelectorală, când au fost intimidați mai mulți activiști. Exemplul cel mai elocvent este ceea ce s-a întâmplat cu Gheorghe Petic, președintele organizației noastre din Ungheni, care a fost pedepsit pentru curajul lui de a deconspira anumite scheme în domeniul contrabandii cu țigări. Ceea ce ne-a produs anumite dificultăți în efectuarea campaniei noastre electorale atunci când oamenii, într-adevăr, se temeau să vorbească despre politică, mai ales să vorbească descris despre opțiunea lor politică. Din câte cunoaștem, și tu ai fost agresat în timpul campaniei electorale. Cum derulează acest proces? Pentru că se cunoaște că este deja intentat dosar penal. Cum derulează acest proces? Deci atunci am depus două plângeri. Una pe faptul că am fost agresat de trei persoane necunoscute și a doua plângere a fost depusă pe faptul acțiunilor și inacțiunilor organelor de anchetă din cadrul Inspectoratului de Poliție Iedineț. Pe primul caz, pe prima plângere, am primit recent un răspuns că persoanele urmează să fie atrase la răspundere contravențională pentru huliganism nu prea grav. Am decis să contest această decizia organelor de anchetă, iar pe cazul 2 încă ancheta se mai tergiversează, iar la noi justiția este foarte selectivă, anume din acest motiv noi am înaintat în Parlament mai multe legi care au menirea să reformeze sistemul respectiv și să-i dea un grad de independență față de politic, față de partidele politice, așa încât fiecare cetățean să beneficieze de o justiție echitabilă și nu una selectivă. Vreau să lansez în cel mai scurt timp niște inițiative și în domeniul tineretului pentru cumva a îmbunătăți situația lor și a crea anumite condiții de dezvoltare a lor personală și profesională ca să îi determinăm să rămână în Republica Moldova și să nu plece peste hotare. Mă consult cu organizațiile non-guvernamentale de tineret care sunt specializate în politici de tineret pentru a elabora cele mai bune strategii de a soluționa problema respectivă. Care a fost motivul pentru care ați optat să divizați blocul acum și să mergeți separat, PAS și PPD? Deci este o abordare greșită când anumiți reprezentanți mass media spun că se divizează dimpotrivă. Noi am încheiat câteva zile în urmă un acord politic, deci am constituit blocul acum pentru că până acum juridic era un bloc electoral. Democrații, și asta se vede și prin prestațiile lor publice, că ar dori niște alegeri anticipate și ar fi de dorit în viziunea lor niște alegeri anticipate împreună cu alegerile locale. Noi nu ne dorim acest scenariu. Dacă ar fi să fie organizate alegerile anticipate parlamentare după alegerile locale, nu crezi că asta ar favoriza Partidul Dar Șateu noi și nu ne gândim la favorizarea unor partide sau altor partide. Noi ne gândim că situația în Republica Moldova e destul de tristă. Oamenii masiv pleacă și după aceste alegeri parlamentare a mai parvenit un val de emigrări masive, respectiv încă niște alegeri anticipate, încă niște situații dezechilibrate în politica moldovenească va determina oamenii să plece și mai masiv, respectiv în condițiile actuale noi ne gândim cum să stabilizăm situația
pe toate domeniile și cum să facem așa ca oamenii să recapite o speranță în Republica Moldova, să nu mai plece. Cum este să fii cel mai tânăr parlamentar? Eu niciodată nu am pus accent pe vârstă. În viziunea mea, vârsta nu trebuie să fie o virtute. Sunt foarte mulți tineri în Republica Moldova care au făcut lucruri mult mai frumoase decât au făcut-o zeci de demnitari care stau în funcție de zeci de ani. Respectiv, pentru mine personal, faptul că eu am devenit deputat în Parlament, am un sentiment dublu. Pe de o parte, evident, este o mare responsabilitate și nu mereu am timp să mă gândesc la altceva decât la sarcinile pe care trebuie să le fac. De altă parte, evident, sentimentul ăsta de mândrie este pătat de faptul că instituția parlamentară este discreditată. Respectiv, noi, cei din blocul acum, nu doar eu, trebuie să dăm un exemplu că se poate face și o altfel de politică, că și avem o sarcină foarte mare de a, nu doar de a implementa aceste legi, nu doar de a face lucruri frumoase prin domeniul legislativ, dar și a readuce speranța oamenilor că lucrurile se pot schimba, că trebuie să depunem un efort și la noi se poate de trăi la fel de bine ca în Europa. Tu, din câte cunoaștem, ai cetățenie românească? Nu am cetățenie. Nu ai cetățenie românească. Auzisem că ai cetățenie românească și am vrut să întreb despre alegerile europarlamentare de acolo. La alegerile europarlamentare, cu cetățenie sau fără cetățenie română, eu mi-am ales opțiunea mea politică și voi îndemna prietenii, rudele, colegii să voteze Partidul Național Liberal, care a fost cel mai vocal partid din Parlamentul European și care a fost cel mai mare suporter a tuturor reformelor din Republica Moldova. Respectiv, a fost un partid care a fost vocea democrației din Republica Moldova în Parlamentul European și nu pot să nu fac această declarație în contextul legilor europarlamentare care se apropie.